Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Iona Laghierghe și vă prezint știrile GDS. Lucrările pe calea București continuă și după recepția străzii. Detalii în jurnal, imediat după titlurile ediției. La Spitalul Județean de Urgență din Craiova s-au reluat din această după-amiază toate intervențiile chirurgicale. Șantierul deschis în zona giratoriului din cartierul Lăpuș a devenit un coșmar pentru șoferii care trec prin zonă. Grădinițele care vor primi copii nevaccinați riscă amenzi de până la 10.000 de lei, avertizează Direcția de Sănătate Publică Dolj. Lucrările pe calea București continuă și după recepția străzii. Comisia de recepție a avut unele obiecțiuni după ce a constatat mai multe lucruri fie neterminate, fie făcute necorespunzător. Până pe 20 mai, constructorul trebuie să remedieze problemele. Primăria Craiova a publicat astăzi un comunicat în care confirmă că pe calea București nu s-a lucrat așa cum ar fi trebuit, lucru semnalat în mai multe rânduri la Alege TV și în Gazeta de Sud. Asta deși lucrările de reabilitare a străzii și a căii de rulare a tramvaiului au fost deja recepționate la sfârșitul lunii aprilie. Deci neconformitățile nu sunt constatate de primărie, în primul rând sunt constatate de Comisia de Recepție, în care factorul principal la recepție este Inspectoratul de Stat în Construcții, unde s-au constatat mici deficiențe care au fost trecute în procesul verbal de recepție, dar în speță verificarea înălțimii indicatoarelor de circulație, două zone unde gaigările nu sunt bine plasate și nu asigură scurgerea apei în situația ploilor, chiar o zonă de văluriri, că exact cum am mai avut acele constatate de dumneavoastră sezizate, și ceva la conexiunea refugiului pentru autobuz cu carea de rulare. Pe lângă cele menționate de primărie în comunicat și de viceprimarul Mihail Genoiu, ar mai fi de lucru la refacerea planeității asfaltului la intersecția căii București cu Nicolae Bălcescu și la refacerea stratului de uzură la intersecția cu strada Horia. Constructorul Delta ACM a primit ca termen data de 20 mai pentru remedierea problemelor. De când s-a apucat de lucrări, Delta a fost amendată de mai multe ori pentru lucrări neconforme, în total cu 19.000 de lei. Ba chiar s-a ales și cu un dosar penal pentru că nu a semnalizat corect unele lucrări, iar în zonă s-au produs accidente rutiere. După o zi în care nu s-au operat decât cazurile ce nu mai suportau amânare, conducerea Spitalului Județean de Urgență Craiova a decis în această după-amiază să reia toate intervențiile chirurgicale. În acest moment se folosesc dezinfectanții de la alte două firme ce au contract cu unitatea medicală. Săptămâna viitoare vor fi achiziționate produsele care le vor înlocui pe cele de la Hexifarma. Scandalul Hexifarm a stârnit un adevărat haos în sistemul de sănătate. Mai multe spitale au decis ieri să nu mai opereze decât urgențele, în condițiile în care ministerul întârzia să trimită recomandări oficiale de retragerea dezinfectanților Hexifarm și de asemenea să specifice ce măsuri trebuie luate pe mai departe. Astăzi, lucrurile s-au mai clarificat. De astăzi, activitatea a început să se desfășoare normal. Au fost făcute operațiile de urgență, inclusiv pentru o parte din cazurile cronice. Am luat legătura cu reprezentanții Ministerului Sănătății și am găsit toți furnizorii de la care putem cumpăra dezinfectanții ce pot înlocui produsele Hexifarm. Am stabilit împreună cu cei de la minister să apelăm la procedura de negociere fără publicare, adică un fel de licitație în regim de urgență, astfel încât să putem cumpăra cât mai repede. Marți o să aibă loc negocierea. Până sunt aduse produsele noi, folosim dezinfectanții de la celelalte două firme cu care avem contract în acest moment. Am făcut comenzi mai mari, astfel încât să putem acoperi necesarul. Ar trebui să fie schimbată legislația achizițiilor publice în domeniul sanitar, astfel încât să primeze raportul calitate-beneficiu și să nu fim obligați să luăm produsele care au cel mai mic preț, a spus dr. Bogdan Fănuță, managerul Spitalului Județean de Urgență Craiova. Tot prin achiziții directe vor procura și celelalte spitale produsele ce vor înlocui stocul de dezinfectanți de la Hexifarm. La noi în spital nu se mai folosesc produsele Hexifarm. Sunt sigilate toate și urmează să aflăm ce trebuie să facem cu ele. Astăzi s-a făcut comisie la nivel de spital și împreună cu epidemiologii s-a decis ce dezinfectanți să fie cumpărați din lista de biocide de pe site-ul Institutului Național de Sănătate Publică. Facem achiziție directă așa cum am făcut tot timpul și cumpărăm de la alte firme. O parte din produse au venit chiar în această dimineață, pe altele urmează să le primim mâine. Activitatea din spital a funcționat
funcționat normal pentru că s-au folosit produsele pe care le mai aveam și cele care au venit de dimineață. Noi le cumpărăm tot timpul prin achiziție directă pentru că așa se procedează la toate spitalele cu excepția spitalelor județene. Avem comenzi sub 30.000 de euro, ceea ce înseamnă că trebuie să facem achiziție directă, a spus Alice Gavrilă, managerul spitalului Filantropia. A venit în spital o echipă de specialiști de la Direcția de Sănătate Publică Mehedinți. Au sigilat toate produsele Hexifarma din stoc și ni s-a spus să achiziționăm dezinfectanți de la alte firme. Am făcut comandă și o parte deja au ajuns. În mod normal, fiind spital județean, trebuie să facem licitație, însă acum, fiind o situație de urgență, ni s-a dat o derogare astfel încât să putem face achiziții directe. Practic, Agenția Națională pentru Achiziții Publice a dat o informare prin care se spune că spitalele care trebuie să cumpere dezinfectanți pot să apeleze la achiziție directă, a declarat Margareta Popescu, director economic la Spitalul Județean de Urgență Severin. Noi am primit de ieri de la ora 14 dezinfectanți de la alte firme și am reluat activitatea normală în blocul operator. Cumpărăm produse prin achiziție directă pentru că oricum nu depășesc suma de 30.000 de euro. Pentru restul dezinfectanților am făcut licitații și avem contracte în derulare, a precizat Elena Vișan, managerul Spitalului Județean de Urgență Slatina. Tot astăzi, președintele Klaus Iohannis și premierul Dacian Cioloș au stabilit că este nevoie să se modifice rapid legislația achizițiilor publice în domeniul sanitar. Aceștia au convenit asupra adoptării unui nou set de norme de control și testare a dezinfectanților și a condițiilor din spitale, se arată într-un comunicat al administrației prezidențiale. Șantierul deschis în zona giratoriului din cartierul Lăpuș le creează probleme șoferilor care trec pe aici. La orele de vârf este aglomerație atât pe sensul de intrare în Craiova, cât și pe cel de ieșire, în ciuda faptului că echipaje de poliție dirigează circulația. Constructorul este în întârziere și deja a fost penalizat de autoritățile locale. Așa se circulă pe lângă viitorul sens giratoriu care va fi construit în cartierul craiovean Lăpuș. Iar când craiovenii ies sau intră la serviciu, adică la primele ore ale dimineții și după amiaza, situația este și mai grea pentru șoferi. Coșmarul craiovenilor care trec prin zonă s-a prelungit și pentru că s-au întârziat lucrările. Într-adevăr, constructorul s-a mișcat destul de greu, am avut și noi discuții în ultima zi. Se pare că deja, dacă nu mă înșel eu, deci deja lucrează pe penalități, termenul de execuție fiind deja depășit și asumându-și penalitățile. Din momentul ăsta, cu cât o întârzie mai mult, cu atât pierde mai mulți bani din această lucrare. Nu avem la acest moment un termen, nu știți, un termen fixat. El fiind depășit, nu. Deci când a început lucrările, vinerea trecută, deci exact astăzi, o săptămână, s-a început lucrarea acolo în centru unde deranjează foarte mult și nici nu poți să îi faci un program de lucru de noapte, să lucreze noaptea, pentru că spărtura este deja făcută și nu avantajează cu nimic. Singurul lucru este să termine cât mai repede și a luat un angajament de 2 săptămâni. Societatea SC Domarcon SRL din Craiova, ca lider de asociere împreună cu SC Vad Prot SRL și SC Prest SRL, au adjudecat contractul de construire a giratoriului cu aproximativ 900.000 de lei. Viceprimarul Mihail Genoiu face un apel la șoferii care merg la magazinele din zonă să nu mai îngreuneze circulația. Singura variantă este ca cetățenii să înțeleagă să nu mai parcheze pe prima bandă acolo. Deja este, benzile sunt îngustate și o bandă ocupată de mașini parcate sau numai oprite în zona respectivă încurcă foarte mult. Nu mi se pare normal, când avem acest disconfort, să fie nevoie să stea poliția ca să fluidizeze sau să le atragă atenția să nu mai lucreze. Trebuie să avem și noi acest spirit de a înțelege că este spre binele tuturor să nu creăm un disconfort suplimentar. Ca să ocolească zona în care se lucrează la giratoriu, unii șoferi aleg să ocolească și să meargă pe strada Teilor, în zona Trenul Pierdut. Dar această variantă este ca o loterie, pentru că în momentul în care bariera de la calea ferată este coborâtă, se creează cozi. Copiii nevaccinați nu pot fi primiți în grădinițe pentru că reprezintă un risc pentru ceilalți, avertizează Direcția de Sănătate Publică Dolj. Mai mult, unitățile de învățământ găsite în regulă risc amenzi de până la 10.000 de lei. Directorii grădinițelor spun însă că nu-i pot obliga pe părinți să-și vaccineze copiii, dar nici să îngrădească dreptul micuților la educație, refuzându-le cererile.
În această perioadă are loc înscrierea copiilor la grădiniță pentru anul școlar 2016-2017. Includerea în comunitatea micuților nevaccinați a stârnit mai multe controverse. Pe de o parte, reprezentanții DSP Dolj spun că aceștia nu pot merge la grădiniță. Acele normative sunt clare, nu au voie să fie introduși în colectivitate, deoarece sunt un pericol pentru starea de sănătate a celorlalți copii. De ce reprezintă ei un pericol? Fiindcă pot să aducă în comunitate diversele boli la care nu sunt protejați. Trebuie să spunem că vaccinarea îți conferă rezistență pentru boala respectivă, dar această rezistență variază de la un individ la altul, sau pot să fie copii care au fost vaccinați și care în anumite situații să aibă imunitatea scăzută, pot să contracteze boala. Astfel în grădinițe, în unitățile școlare pot să apară focare de epidemie. Pe de altă parte, sunt părinți care refuză să-și vaccineze copiii conform programului național de imunizare. La grădiniță se solicită însă adeverință cu vaccinurile făcute, document care trebuie depus la dosar, dar nu și în aplicația electronică ce validează înscrierea. În aceste condiții, directorii unităților școlare spun că nu mai știu ce să facă. În aplicația electronică care validează înscrierea la grădiniță nu se solicită adeverință de vaccinare. Practic, copilul este validat că are drept să frecventeze grădinița. Legea Educației Naționale spune că orice copil are dreptul la educație. Pe de altă parte, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică spun că dacă primim copii nevaccinați, ne dau amendă. Eu nu știu cum să procedez în acest caz, a spus directorul unei unități școlare. Nu s-a primit nicio hârtie scrisă prin care acești copii nevaccinați nu au voie în grădinițe. Nu știm cât sunt în această situație. Se aude doar că ar fi multe cazuri și atunci apare întrebarea: ce facem cu copiii nevaccinați? Nu le mai dăm dreptul la educație, a declarat inspectorul școlar pentru învățământ preșcolar Cristina Ciocoiu. Este o hotărâre de guvern pentru stabilirea sancțiunilor și contravențiilor la normele de sănătate publică în care sunt prevăzute, aceasta e considerată contravenție și se pedepsește cu amendă. Amenda este cuprinsă între 1.000 și 2.000 de lei pentru persoane fizice și între 5.000 și 10.000 de lei pentru unități școlare dacă se constată că nu sunt cazuri izolate, ci un fenomen de masă. Potrivit DSP Dolj, în cazul în care directorii primesc în această perioadă copii nevaccinați, trebuie să informeze pe părinți că până la sfârșitul anului să-i imunizeze pe micuți. Un adolescent de 15 ani din Craiova a fost reținut pentru 24 de ore după ce a comis mai multe furturi. Băiatul a ajuns pe mâna polițiștilor de la secția 2 la scurt timp după ce spărsese geamul unei mașini parcate pe strada dealul Spirei și furase din interior 50 de euro și 130 de lei. În urma cercetărilor, oamenii legii au descoperit că minorul mai sustrăsese pe 4 mai dintr-un alt autoturism 250 de lei și câteva documente de identitate. Acesta a fost prezentat la IMEL Craiova și examinat medico-legal. S-a stabilit astfel că a avut discernământ în momentul săvârșirii infracțiunilor. Minorul este acum urmărit penal pentru 2 infracțiuni de furt calificat. Statistică îngrijorătoare în Dolj. Numărul născuților în anul 2016 este de 2 ori mai mic decât numărul persoanelor trecute în neființă. Cele mai multe decese s-au înregistrat în mediul rural. Sporul natural negativ se menține constant în ultimii ani, potrivit datelor furnizate de Direcția de Statistică Dolj. De la 1 ianuarie din 2015 și până la finele lunii februarie din același an, în Dolj s-au născut 983 de copii, dar au decedat 1944 de persoane. Conform datelor de la Direcția Județeană Statistică, în perioada analizată s-au înregistrat aproape 2 decese la fiecare nou născut. În aceeași perioadă din 2016, situația în ceea ce privește natalitatea și mortalitatea s-a deteriorat și mai mult. În primele 2 luni din 2016 se născuseră 910 copii, mai puțini ca în 2015, și decedaseră 1691 de persoane, tot mai puțin ca în 2015. Însă sporul natural a fost tot negativ, de minus 781 de persoane. În 2016 s-au înregistrat tot aproape 2 decese la un nou născut, mai exact 1,85 decese la un copil venit pe lume. Cele mai multe decese s-au înregistrat în mediul rural. Mai precis, în perioada analizată, din totalul de 1691 de decese, 1026 au fost înregistrate în satele și comunele din Dolj.
Cât privește numărul pensionarilor, se înregistrează anual circa 5.000-6.000 de astfel de persoane noi anual, dar pe ansamblul județului numărul total al pensionarilor scade de la an la an ca urmare a selecției naturale, adică apar 5.000 sau 6.000 de pensionari noi, dar dispar 6.100. În ceea ce privește căsătoriile, 238 de cupluri își uniseră destinele în primele două luni din 2015, iar alte 89 au divorțat, adică aproape un cuplu din trei s-a destrămat. În 2016, în două luni, s-au căsătorit 245 de cupluri și au divorțat doar 61. Avocatul poporului oferă audiențe craiovenilor 4 zile pe săptămână. Se întâmplă asta de 10 ani, iar în acest timp, la Biroul Teritorial Craiova al Instituției Avocatului Poporului, au avut loc 13.000 de audiențe și au fost depuse 3.000 de petiții. Avocatul poporului s-a sesizat în ultimele luni de mai multe ori din oficiu, în urma unor articole apărute în cotidianul Gazeta de Sud. Craiovenii care au ceva de sesizat la Avocatul Poporului pot merge în centrul orașului, pe strada Aicuza, la numărul 1, în sediul primăriei Craiova, din clădirea Palas. O pot face de luni până vineri, după programul afișat pe ecran. De asemenea, în luna iunie, locuitorii altor trei județele Olteniei se pot adresa Avocatului Poporului în Gorj, Olt și Mehedinți, în datele de 27, 28 și 30 iunie. În luna ianuarie, Biroul Teritorial Craiova al Avocatului Poporului a împlinit 10 ani de activitate. În acest timp au fost 13.000 de persoane în audiență și au fost depuse aproape 3.000 de petiții. Au existat 39 de cazuri în care Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu. Toate sesizările din oficiu au plecat de la articole apărute în cotidianul Gazeta de Sud. Vorbim de sesizări privind cazuri din toată Oltenia, a declarat astăzi Simona Emandi, consilier coordonator la Biroul Teritorial Craiova al Avocatului Poporului. Ultimele sesizări din sesizările din oficiu ale Avocatului Poporului au fost făcute în urma cazurilor în care au fost implicați copii și tineri instituționalizați la DGASPC Dolj. Instituția Avocatul Poporului, în parteneriat cu UNICEF și cu sprijinul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, va realiza curând un raport special privind respectarea drepturilor copiilor din instituții rezidențiale din România. Sunt în curs de vizitare un număr de 200 de instituții din cadrul Direcțiilor de Asistență Socială și Protecția Copilului din toată țara, în cursul acestui proces fiind vizați peste 1.000 de copii. SC Salubritate Craiova va desfășura între 16 și 25 mai o campanie de dezinsecție prin pulverizare terestră pe domeniul public. Pe 16 mai, noaptea, se va lucra în zona lacurilor din Bănie, pe o suprafață de aproximativ 21 de hectare. De asemenea, se va efectua dezinsecția și în parcul Nicolae Romanescu și în zonele adiacente. În noaptea de 17 mai, se va acționa în parcul Tineretului, Cimitirele Nord și Sinasca, zonele verzi de pe bulevardul Nicolae Titulescu, strada Maria Tănase, Casa Științei și Tehnicii și cele din Cornițoiu Vechi. Pe 18 mai, noaptea, va demara dezinsecția în celelalte cartiere ale orașului și se va face în funcție de condițiile meteorologice. Pulverizarea terestră a substanțelor împotriva insectelor dăunătoare a fost aleasă ca metodă de combatere în prima etapă a dezinsecției pentru că este mai eficientă împotriva căpușelor. Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dolj organizează în perioada 16 mai-15 iulie un concurs local de proiecte de tineret. Tema este implicarea tinerilor în viața societății. Bugetul alocat competiției depășește 40.000 de lei. Proiectele se pot depune de pe 16 mai și până pe 16 iunie. Obiectivele concursului sunt îmbunătățirea ofertei de educație non-formală, stimularea interesului tinerilor și studenților de a participa la activități de educație non-formală, direcționarea educației non-formale spre reintegrarea socială a tinerilor excluși social, creșterea gradului de participare a tinerilor și studenților la viața comunității, sub toate aspectele ei, sociale, educaționale, culturale, economice, de sănătate, creșterea gradului de participare a tinerilor și studenților la vot, creșterea gradului de sensibilizare a opiniei publice cu privire la importanța implicării în activități de voluntariat, dezvoltarea de programe de voluntariat pentru tineri și studenți. Prioritate vor avea proiectele care au ca beneficiari tineri cu oportunități reduse. Bugetul alocat concursului local de proiecte de tineret 2016 la nivelul DGST Dolj este de 41.760 de lei, cu o limită maximă pe proiect de 10.000 de lei. A venit acum momentul informațiilor meteorologice. Vremea rămâne caldă, dar instabilă în următoarea perioadă. La noapte vor fi 10 grade la Filiaș și Drăgășani, 11 la Craiova și Drobeta, Turnul Severin și 13 grade Celsius la Calafat.
Mâine cerul Olteniei va fi senin la Craiova și Slatina și parțial noros la cetate, iar local se pot isca furtuni. Se vor înregistra 20 de grade la Târgu Jiu, 22 la Filiaș, 23 la Caracal și 24 de grade Celsius la Calafat și Corabia. Știrile GDS au ajuns la final, nu pierdeți în câteva momente jurnalul sportiv. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc să aveți parte de un weekend așa cum vi-l doriți. La revedere!